Este scandal într-o localitate din județul Mureș. De mai bine de 3 săptămâni, localnicii sunt izolați în propriile gospodării din cauza lucrărilor de asfaltare care au loc pe mai multe străzi. Pe o rază de peste 2 km, nimeni nu poate intra sau ieși din sat. Totul în condițiile în care edilul anunțase că în maximum 10 zile lucrările vor fi gata. Sunt imagini filmate în satul Hodac din județul Mureș. De mai bine de 3 săptămâni, localnicii trăiesc un adevărat coșmar. Din cauza lucrărilor de asfaltare, oamenii au rămas practic izolați în localitatea parcă ruptă acum de lume. Foarte bine că asfaltează, dar nu să ne blocheze. De ieri n-am mai putut circula. 15 familii de pe strada asta. Mașina n-am mai putut scoate să mergem și noi la un medic. Dar seara am fost aici, era de un metru. Nu poți să mergi cu mașina pe aici. Foarte greu, foarte greu. Și noi trebuie să stăm izolați. În col nu te poți dușe, din col nu te poți dușe și noi suntem izolați. Dacă Doamne ferește de un incendiu sau Doamne ferește de o salvare, nu poate intra deloc. Noroc că am mers de a-mi lua medicamente. Foarte greu. Lucrările făcute de muncitori sunt acum pline cu apă și noroi și au făcut practic imposibil accesul localnicilor în afara gospodăriilor. Primarul se apără și spune că așteptarea va merita. Acum am avut pentru prima dată că ar fi oameni nemulțumiți. Avem o firmă serioasă care lucrează extraordinar de bine și o să fie niște drumuri cu fundație bună. Populația a fost anunțată că o să fie un deranj de cel mult 10 zile. Eu cred că pentru o lucrare de așa învergură pot face oricine un pic de sacrificiu. Strada asta noi suntem blocați, măcar să ne fi spus. Asfaltarea, spun localnicii, ar dura de fapt până cel puțin în luna mai.